Am găsit mai puțin de o oră ar trebui să înceapă această ședință, în primul rând o ședință de coaliție care va avea loc în spatele ușilor închise. Deocamdată însă premierul este aici la guvern, dar urmează să meargă spre o vilă de protocol, spre Vila Lac, mai exact acolo unde are loc întâlnirea cu Nicolae Ciucă și cu Marcel Boloș. Discută astăzi acele capitole care țin de contribuția la pilonul 2 de pensie, pentru că s-a tot discutat de o majorare a acestei contribuții de la 3,7% la 4,75%. Iar Marcel Boloș spunea zilele trecute că amânarea majorării acestei contribuții nu va mai avea loc. De cealaltă parte, Marcel Ciolacu i-a reproșat în ședința de guvern pe această temă, a dat de înțeles că, citesc, spunea chiar Marcel Boloș, nu s-a plictisit cât premierul a fost plecat în Statele Unite ale Americii. Iată că aici nu este foarte clar ce se va întâmpla. Tocmai din acest moment, din acest motiv, sunt foarte multe discuții. O altă temă care va fi discutată, sau un alt capitol, mai bine spus, este cel al educației. Pentru că și aici au fost nenumărate neînțelegeri. Ministrul Educației a cerut mai mulți bani pentru a putea suplimenta bugetul astfel încât să mărească salariile dascălilor, așa cum a promis, le-a promis sindicatelor în urmă cu câteva luni. Dar este posibil ca suma cerută de Ligia Deca să nu fie primită sau nu în totalitate, să existe o sumă mai mică. Asta ar putea însemna că majorările s-ar putea face, dar posibil cu un procent mai mic, chiar a dat de înțeles ministrul educației. Așadar, iată, sunt foarte multe teme care astăzi vor fi discutate în coaliție, iar un alt capitol ar urma să fie legat și de Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru că și Ministrul Dezvoltării Regionale a cerut 20 de miliarde de lei pentru a face toate investițiile și foarte probabil va obține o mare parte din acești bani, potrivit declarațiilor făcute de Marcel Ciolacu zilele trecute.